Bună dimineața, suflet drag! Îți mulțumesc pentru că alegi să-ți începi o nouă zi alături de mine prin mesajele angelice venite din infinit. Astăzi ni se vorbește despre vindecare, despre comuniunea conștientă cu energia noastră subtilă, pentru că de multe ori trăim atât de profund în lumesc și neconectați cu sufletul, încât consumăm foarte rapid această energie sacră pe materie și neconectându-ne cu noi, nefiind în comuniune cu lumina sufletului nostru, nu ne mai putem încărca cu această energie subtilă. De aceea, astăzi, 28 iunie 2023, s-a relevat Arhanghelul Rafael să ne aducă ca o reamintire acest mesaj, să ne conectăm în mod conștient cu ființa noastră. Pentru că acolo este taina sacra comuniunii cu Dumnezeu. Astăzi este despre vindecarea ființei tale. Arhanghelul Rafael își face simțită prezența tot mai des în această perioadă, tocmai pentru a primi prin inimă mesajele sale și ale alaiurilor celeste care le însoțesc. Iar el ne întreabă cât de des ne ascultăm noi inima. Arhanghelul Rafael, al cărui nume înseamnă Dumnezeu vindecă, îți este acum alături, învăluindu-ți întreaga ființă cu un strat iubitor și vindecător de lumină divină verde smarald. Îngerii tăi au observat că energia ta sacră a scăzut și că ai nevoie de această lumină a vindecării. Așa că te invit să respiri blând și să deschizi brațele spre infinit, și să te dăruiești chiar acum unicului, creatorului tuturor universurilor, și să primești darul vindecării prin energia sacră a Arhanghelului Rafael. Chiar în acest moment, îngerii săi te ating cu mâinile lor diafane, lucrând energetic în structurile tale la toate nivelele. Îți mângâie chiar acum câmpul tău auric, transformând toate blocajele și impuritățile energetice din aura ta în energie verde smarald. Cuprind celulele tale, țesuturile, organele și întreaga structură osoasă, armonizându-le cu matricea energetică a sănătății divine radiante. Ei îți transmit că lucrează blând și iubitor asupra sufletului tău și a minții tale, pentru ca tu să manifesti gânduri armonioase și iubitoare care rămân aici pe pământ, vii, ca niște semințe. Acestea te vor încărca cu energie sacră și vei putea să-ți manifesti plenar atributele tale divine aici pe pământ. Primește chiar acum darul vindecării întregii tale ființe. Cerurile au ascultat taina inimii tale, iar Arhanghelul Rafael cu ceata sa de înger te binecuvântează chiar acum. Nu uita că totul este în tine. Măreția, vindecarea, comuniunea, iubirea, totul îți aparține. Pentru că tu ești soarele de iubire, iar tu ești Dumnezeu în manifestare aici pe pământ. Instrumentele de lumină sunt chiar în interiorul tău. Inima ta este un multi-univers conectat la inima universală, iar acolo ai instrumente magice, miraculoase, pentru ca tu să-ți creezi aici pe pământ o călătorie desăvârșită, plină de armonie, de bucurie, și ai potențialul de a face ca viața ta să fie o curgere. O curgere spre împlinirea ființei tale. Dacă rezonezi cu mesajele pe care eu le transmit din infinit și îți dorești și tu o citire personalizată angelică,
pentru a afla mai multe despre măreția sufletului tău și despre umanul din tine aici pe pământ, îmi poți scrie pe pagina de Facebook Gabriela Camelia Popescu și îți voi lăsa și linkul din acest video la descriere, care te poate trimite spre pagina mea și acolo vei găsi toate detaliile necesare despre cum poți și tu să accesezi o astfel de citire energetică. Îți doresc să zâmbești și îți doresc să-ți vezi frumusețea inimii. Îți doresc ca soarele cristic să răsară în fiecare dimineață din inima ta și să lumineze fiecare pas al ființei tale. Îți doresc să dansezi în mod conștient cu Dumnezeu pe scena ta numită viață, aici pe pământ. Te cuprind!